Nu este între noi unul mai întâi și altul al doilea? De chem pe unul, vin și ceilalți doi. Unește-ne dar, făcându-ne praznic, la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini că noi, în fața lui Dumnezeu, una suntem. Ioan, episcopul Efhaitelor. Preacuvioase Părinte Exarh, preacuvioși părinți stareți, preacuvioși părinți, preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, împreună rugători. Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre pomenire, spre cinstire, spre frumoasa aducere aminte a trei bărbați asceți, înțelepți, plini de Duh, și anume Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Cei trei sfinți ierarhi constituie o triadă minunată și ne dau nouă motiv să ne gândim că sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare întreită prin frumusețe, prin bucurie, dar și prin importanța ei. Toți cei trei sfinți ierarhi și mari dascăli ai lumii, așa cum sunt numiți de slujbele noastre, sunt minunați prin viețuire, foarte profunzi prin gândire și extrem de adânci prin tot ceea ce ei ne-au lăsat nouă spre moștenire. Dacă ar fi să ne oprim asupra fiecăruia dintre ei, cred că ar trebui să zăbovim mult aici în Sfânta Biserică. Eu m-am gândit să mă opresc, să zăbovesc asupra unei calități a fiecăruia dintre cei trei pe care noi sărbătorim astăzi. Și anume, Sfântul Vasile cel Mare este cel care întruchipează înțelepciunea în asceză, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul este cel care întruchipează limpezimea, integritatea, acuratețea credinței, și Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care întruchipează pe iubitorul Sfintelor Scripturii. Sfântul Vasile cel Mare, prin vocația lui, prin toată viața lui, a fost un om de mare asceză. Din totdeauna el a fost atras de contemplație, de pustie. Cetatea n-a fost pe placul lui, chiar dacă o scurtă vreme a fost un vrednic episcop al Cezareei Capadociei. Sfântul Vasile cel Mare s-a născut într-o familie frumoasă, nobilă, cu 10 frați, dintre care 3 au fost episcopi și 6 oameni sfinți. Această vocație ascezei a primit-o de la mama sa și din totdeauna găsim, avem cel puțin mărturie în scrisorile sale, faptul că era atât de îndrăgostit de liniște, de isihie, de meditație, de această lucrare lăuntrică, încât viața lui, datorită ascezei austere, a fost extrem de fragilă. Era un om, din punct de vedere fizic, cu sănătatea foarte
șubrezită, însă cu sufletul extrem de întremat, plin de Duhul, Duhul lui Dumnezeu, pe care acest mare bărbat al bisericii îl iubea atât de mult. Dovadă că după ce își termina activitățile care ținea de episcop, cele administrative, și pe care el le amprenta într-un fel de cele ale Duhului, întotdeauna se retrăgea la marginea râului Iris și stătea acolo multă vreme în rugăciune, în așeză. Și ca să vedeți cât de mult iubea Sfântul Vasile cel Mare, viața aceasta de înțelepciune într-o așeză, am să vă citesc din fiecare cât un mic text, pentru că, din păcate, noi am pierdut această îndemânare de a vă aduce aminte și de a vă aduce în atenție câte ceva mici crâmpeie din gândurile, din tot ceea ce ne-au scris acești părinții bisericii. Fac o mică paranteză. Dispunem de traducerile lor. Le avem, slavă Domnului, în limba română. Nu știu câți dintre noi ne mai facem acest zăgaz de a ne opri asupra textelor și de a le aprofunda, de a le așeza în inima noastră. Din fiecare dintre ei avem suficient tradus și din Sfântul Vasile și din Sfântul Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul, poate mai puțin, dar suficient ca să putem să ne hrănim, și din Sfântul Ioan Gură de Aur chiar avem foarte multe lucrări de care ne putem bucura în limba română. Prin urmare, eu vă invit și vă spun că adevărata cinstire a acestor sfinți este să vă aplecați și asupra lucrărilor lor, asupra ceea ce ei ne-au lăsat drept moștenire. Revenind la Sfântul Vasile cel Mare, într-una din scrisorile sale îi dă așa un fel de ghid, dacă vreți, duhovnicesc, spiritual, unui călugăr care și el întreba ce să facă ca să îndrăgostească de viață de pustie, de viață de liniște. Noi trăim aici în cetate, fiecare dintre dumneavoastră, însă putem să transformăm inima noastră într-un loc de isihie, într-un loc de pustie, în care să vorbim neîncetat cu Dumnezeu. Nu-i nevoie neapărat să ne retragem undeva departe ca să câștigăm liniștea. Nu liniștea exterioară este cea care, într-un fel, am putea spune că este temeiul liniștei interioare, ci liniștea aceasta a Duhului Sfânt este temei și pentru liniștea cea din afară. Sfântul Vasile cel Mare îi scrie unui călugăr îndrăgostit și el de viața de pustie următorul lucru. De aceea, frate, să fii mai întâi răbdător la orice fel de ispite, căci prin câte feluri de ispite nu-i încerca cel credincios. Pagube lumești, învinuiri, minciuni, nesupuneri, clevetiri, calomnii și prigoniri. Prin acestea și prin altele de felul lor e pus la încercare cel credincios. În al doilea rând, să petreci în liniște, înfrânat la vorbă, neîndărătnic, neiubitor de mărire de șartă. Nu le răstălmăci pe toate, ci iubește credincioșia. Nu fi vorbă lungă, ci treaz și scurt la cuvânt, gata oricând a învăța tu de la alții, iar nu de a învăța pe alții. Chiar dacă aceste cuvinte au fost adresate unui călugăr, eu cred că ni se potrivesc foarte bine și nouă, celor care vrem să deprindem această înțelepciune în așeză. Să fim răbdători în toate ispitele, să petrecem în liniște, să fim înfrânați la vorbe și neîndărătnici. Și desigur, deasupra tuturor, să nu fim vorbă lungă, cum ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Apoi, Sfântul Grigorie, teologul,
iubitorul de a trăi credința în toată acuratețea ei, în toată limpezimea ei și integritatea ei. De unde răiese acest lucru? Răiese cu foarte multă pregnanță din faptul că atunci când a ajuns în Constantinopol, în anul 379, aproape toate bisericile din cetatea Constantinopolului erau confiscate de către cei care erau, iertați-mi expresia că nu-i de predică, dar așa îmi vine, erau virusați, erau contaminați de erezia lui Arie, erezie care ce spunea, ce învăța, faptul că Dumnezeu, Fiul, Iisus Hristos, Logosul întrupat, nu este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ci este cel mult o creatură perfectă. Un fel de Dumnezeu prin delegație, înzestrat doar cu calități dumnezeiești. Și Sfântul Grigorie, teologul, care mai întâi a fost numit episcop în Sasima, într-un mic orășel din Capadocia, dar din păcate n-a reușit să-și ocupe scaunul datorită oamenilor răi și a preoților care nu l-au primit acolo. Însă Dumnezeu avea un alt plan cu el, și anume să ajungă pentru puțină vreme, este adevărat, patriarh al Constantinopolului. Și când a ajuns în Constantinopol, a spus în cuvântul său, adus am, Doamne, treime aici în cetatea ta, adică am adus învățătura cea dreaptă în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. O singură dumnezeire slăvită în trei persoane. Și ajungând în Constantinopol, prefectul din Constantinopol din vremea respectivă l-a primit cu foarte mare ostilitate. Neavând unde să slujească, singura biserică care era a ortodoxilor era una mică de tot, Biserica Învierii. Și acolo a ținut celebrele cuvântări teologice pe care noi le avem traduse în limba română. Cuvântări în care Sfântul Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul, îi învăța pe creștinii săi, îi învăța ce înseamnă dumnezeirea Fiului și a Duhului Sfânt, așa cum a fost, cum este predanisită în tradiția bisericii noastre. Și în urma acestor cuvântări a reușit să-i câștige pe intelectualii, pe oamenii vrednici din cetate, ca în felul acesta să mai diminueze din această erezie a arianismului, care lua foarte multe, multe fațete. Nu s-a lăsat în niciun fel doborât, n-a capitulat în fața faptului că era, am spune noi astăzi, ca să înțelegem mai bine, era minoritar când a ajuns în Constantinopol. Ortodoxi erau foarte puțini, ci învăpăiat de această dragoste pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu curat și drept, a ținut aceste cuvântări pe care noi le avem și dispunem de ele. Eu de fiecare dată când mă opresc asupra lor, mă gândesc ce creștini erau atunci. Cât de minunați erau. Ce minte aveau acei creștini ca să înțeleagă, să priceapă ceea ce le spunea Sfântul Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul. Pentru noi și pentru noi, slujitorii, cei care avem studii de teologie, sunt încă foarte greu de pătruns, de înțeles, de digerat ceea ce Sfântul Grigore, teologul, le spunea contemporanilor săi. Și tot din Sfântul Grigorie, aș vrea să vă citesc un text la fel de frumos, și el a fost un mare iubitor de asceză. Dar mai presus de toate, punea un accent pe curăția minții. Nu poți să trăiești credința frumoasă, autentică, integră, dacă nu ai o minte curată, o inimă curată, un suflet în care să așeze Dumnezeu. Și Sfântul Grigorie ne spune, dator suntem să păstrăm liniștea cugetului, care este ca un ochi care ne ajută să ne trăim credința cea curată. După cum ochiul
care se rotește în continuu, când într-o parte, când într-alta, odată în sus, odată în jos, și nu e în stare să vadă limpede ce se află în fața lui, ci trebuie mai întâi să-și fixeze privirea spre obiectul pe care vrem să-l cercetăm. Tot așa, nici mintea omului nu e în stare să vadă limpede adevărul, adică pe Hristos, credința lui, atunci când este asaltată de nesfârșite griji lumești. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel pe care l-am numit ca fiind un mare iubitor al Sfintelor Scripturii, ne-a lăsat moștenire peste 700 de omilii, de tâlcuiri a textelor din Scriptură. A deprins această dragoste de la un învățat al vremii respective și citea neîncetat Sfintele Scripturi, se retrăgea în pustie pentru a se hrăni numai cu Sfânta Scriptură. Sigur, nu este cazul să vă conving cât de mult iubea Sfântul Ioan Gură de Aur cuvântul lui Dumnezeu. Mărturie stau toate tâlcuirile de care noi dispunem astăzi. Din păcate, noi nu mai avem aceeași deschidere, aceeași apetență, aceeași dragoste în a citi cuvântul Scripturii. Sfântul Ioan Gură de Aur folosește o metaforă foarte frumoasă. Când vrei să citești Scriptura, să o citești ca pe o scrisoare din partea lui Dumnezeu, așa cum un iubit sau o iubită trimite o scrisoare. Astăzi nu mai trimitem scrisori. Trimitem mesaje scurte, poate pe WhatsApp, și câte un e-mail, nu mai facem lucrul acesta. Dar așa cum un îndrăgostit trimite o scrisoare celui pe care îl iubește și cel care primește scrisoare neîncetat citește acea scrisoare și orice cuvânt are o rezonanță extraordinară, o semnificație, o energie care îl hrănește. Tot așa ar trebui să fie și cuvântul lui Dumnezeu. Să fie cel care simți că îți vorbește ție și nu altuia. Însă ca să poți să-l pătrunzi, e nevoie de cercetarea Scripturilor. Așa cum ne îndeamnă Domnul Hristos, cercetați Scripturile, căci acolo este viața cea veșnică. Și în încheiere am să vă dau tot așa un text din Sfântul Ioan Gură de Aur despre faptul că e atât de important ca noi să citim Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne poate învia dintr-o stare de lăsare, de moarte a sufletului nostru. Totul este să ne facem răgazul acela, să citim dimineața, seara, cât de puțin, să avem un mic program de citire a Sfintei Scripturii. Citez. Prin cuvinte, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ne stricăm sau ne mântuim sufletul. Cuvintele ne pornesc spre mânie și tot ele ne îmblânzesc din nou. Un cuvânt de rușine ne aprinde în suflet pofta, iar un cuvânt cu minte ne face curați la suflet și la trup. Dacă un simplu cuvânt, omenesc fiind, are atât de mare putere, spune-mi, rogu-te, cum disprețuiești Sfintele Scripturi, cuvintele ei, care sunt ale lui Dumnezeu? Dacă un sfat omenesc poate atât de mult, apoi cu mult mai mult, când sfaturile sunt date de Duhul lui Dumnezeu, pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Cuvântul scos din dumnezeieștile Scripturi înmoaie mai mult decât focul un suflet învârtoșat și îl face să săvârșească orice lucru bun. Să nu disprețuim, dar, auzirea Sfintelor Scripturii. Gândul acesta, un gând orbesc, care nu ne lasă să vedem comoara, care nu ne lasă să ne îmbogățim, este cel în care nu vrem să citim Sfintele Scripturii. Prin urmare, a socotit de prisos citirea, auziți ce spune,
a socotit de prisos citirea Sfintelor Scripturi este cu mult mai rău decât a nu le citi. Acest lucru cred că îl învățăm de la cei trei sfinți, triada aceasta minunată, și anume de la Sfântul Vasile cel Mare, înțelepciunea în asceză, prin foarte multă răbdare, în ispite, prin petrecere în liniște, înfrânare la vorbe, neîndărătnici și mai presus de toate, nu vorbă lungă, nu polilogie. De la Sfântul Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul, învățăm ce înseamnă lupta aceasta pentru limpezimea, acuratețea, integritatea credinței, pe care nu o putem trăi și nu o putem mărturisi decât numai prin liniștea și curăția minții. Iar de la Sfântul Ioan Gură de Aur învățăm dragostea față de cuvântul Scripturii, cuvântul lui Dumnezeu. Să ne învrednicească Domnul de toate aceste trei virtuți pe fiecare dintre noi. Amin.